Val de copii cu varicelă în județul Olt. De la începutul anului și până în prezent, aproape 100 de elevi și preșcolari au fost diagnosticați cu această boală. Cele mai multe cazuri au fost în Slatina, la licee și grădinițe. Medicul de familie Dorian Costescu spune că în fiecare săptămână la cabinetul său au fost înregistrate cazuri de varicelă. Au fost depistați foarte mulți copii în această perioadă, deoarece majoritatea copiilor nu au fost vaccinați, vaccinul fiind opțional. Părinții au ales să nu facă acest vaccin neștiind la ce să se aștepte. Copiii intră în colectivitate neștiind despre ce-i vorba și în perioada când prezintă aceste pustule cu lichid la nivelul tegumentelor, atâta timp ei sunt considerați ca și persoane care pot transmite această infecție. Descoperind foarte târziu acest lucru, majoritatea copiilor într-o clasă unde s-a înregistrat cel puțin un caz, la 2-3 săptămâni vor apare și alte cazuri. De la începutul anului 2019 până în prezent, la nivelul județului Olt, au fost înregistrate 5 focare de varicelă în unități de învățământ preșcolar și școlar. Cele 5 focare au fost în județul Olt, în mediul urban, respectiv Slatina 4 focare și în Balșe 1 focar, care au însumat 93 de cazuri de varicelă. Toate cazurile au fost izolate la domiciliu cu forme ușoare de boală. În toate situațiile, medicii au dispus tratarea și izolarea copiilor la domiciliu, iar sălile de clasă au fost curățate și dezinfectate. Varicela este o boală chinuitoare pentru copiii mici și chiar periculoasă pentru cei mari, care sunt predispuși la complicații. În general, boala se poate debuta ca o simplă răceală, cu ochii puțin injectați, cu puțină febră și, în general, după aceea apar erupțiile. Vindecarea poate să dureze undeva până la 14 zile. Perioada de incubație variază în funcție de expunere și în funcție de organism. Vaccinul împotriva varicelei se găsește în farmacii. Medicii recomandă administrarea a 2 doze pentru o protecție cât mai bună. Deși varicela face parte din categoria bolilor prevenibile prin vaccinare, în România vaccinarea antivariceloasă nu este inclusă în Programul Național de Imunizări. În general, boala evoluează în focare de colectivități preșcolare sau școlare. Deci putem recomanda populației că acest produs biologic, vaccinul împotriva varicelei, poate fi achiziționat din farmacii contra cost. Ca măsuri pentru prevenirea îmbolnăvirii, medicii recomandă curățenia și dezinfecția curentă a sălilor în care copiii își desfășoară activitatea, aerisirea claselor și evitarea contactelor copiilor bolnavi cu restul colectivității.